Vreau ca X-Factor pentru mine să fie o nouă deschidere spre alte orizonturi. Băi, cred că am tot pachetul necesar încât să câștig acest concurs. Voce, prezență scenică, hai să zic, nu cred că... arăt bine, cred. Nu știu, fetele de obicei zic da, nu, da, nu. Pro și contra. Bine, eu oricum sunt luat acum, deci... Anul acesta la X-Factor voi pregăti ceva diferit. Nu neapărat cu ce am obișnuit publicul până acum. Vreau să las să fie direct surpriza serii. Cireașa de pe tot. Bună seara, bună seara! Seara! Bună! Acum am observat că ești drăgălaș. Stai să mă văd mai bine? Ai mai fost la X-Factor? Nu. N-ai fost? Nu, nu. Cum te numești? Mă numesc Vlad Gliga. Vlad? Da, da. Și Gliga. Gliga, da. Ok. Din? Din Cluj-Napoca. În vârstă? De? 28. Senzațional! Mulțumesc! Ai adus Pălincă? Eu îl cunosc pe băiatul ăsta, am cântat cu el de mai multe ori. E super talentat, arată bine, are voce bună. La Cluj așa se face, se aduce Pălincă. Lasă textele astea. Lasă că te cunosc, o cunosc mă mai... Că vă cunoașteți din alte vremuri. Din alte vremuri. Am înțeles. Corect, deci corect. Am senzația că am mai fost mai aici. Băi, în orice caz nu mă interesează ce faci, dar pentru mine ai mai fost. Da. E o figură caldă, comercială. Hai că nu vreau să ne certăm din prima. Hai, termină, nu vreau! Dar nu înțeleg de ce v-ați băgat, că aveam o discuție cu domnul. Îmi cer scuze, v-ați cam întrebat eu. V-ați băgat ca două musculițe, bețivane. Eu sunt musculița de oțet, am zis. Da. Din toate muștele din lume, eu doar pe tine. Dacă o pui și pe muzică, ia zi. Dintre toate muștele din lume, doar pe tine te doresc. Așa, retro. Aș fi stat de vorbă cu tine, dar n-am cum. N-am loc, n-avem timp. Ce vrei să cânti? E surpriză. Succes. Bun. Mulțumesc. Baftă.